de biroul parlamentar al deputatului de Călăraș Eugen Nicolaescu au plecat pe 1 martie spre Bruxelles. Printre cei 46 de participanți a făcut parte și reprezentantul CESCO Jur Gheorghe Stoica, premiat de deputatul Nicolaescu în cadrul proiectului 10-10. Toți participanții au fost plăcut impresionați de vizita la Bruxelles, la Parlamentul European. Sunt Cătălina Vlad, vizionare plăcută! Noi în fiecare an avem în jur de 275.000 de vizitatori din toate statele membre, desigur, și din afara Uniunii Europene avem vizitatori din Japonia, din Statele Unite, India și așa mai departe. Și din România avem în jur de 5.000 în țară. Știu că sunteți reprezentanți din diferite licee, deci dacă vă puteți vreodată în cadrul unui proiect cu sprijin local sau cu propriile fonduri să organizați o vizită la Bruxelles și doriți să vizitați Parlamentul European, e foarte simplu, trebuie doar să mă contactați și stabilim de comun acord data vizitei, ora la care veniți și beneficiați de același program. Numai că Parlamentul nu poate finanța, v-am spus, există această posibilitate, deputații pot invita, dar și deputații au o cotă limitată, au maxim 100 de persoane pe an. Deci nu plecarea sau venirea altor deputați, deci nu sunt locuri fixe care să rămână pe o durată de 5 ani. Dacă mai aveți întrebări, trebuie să știți cum se votează, de exemplu. Cel mai adesea se votează cu mâna ridicată. Și în cazul în care președintele de ședință nu e sigur dacă există majoritate, sau dacă vede că deputații au obosit și nu prea ridică mâna, cere vot electronic, ca în școlile din România, în școlile din Uniunea Europeană să se facă cel puțin 3 ore de sport pe săptămână. Dar vedeți diferența, nu a fost act legislativ, deci directivă sau regulament care să fie obligatorii, ci a fost recomandare statele membre. Puteau să o aplice sau nu puteau, sau puteau să refuze aplicarea acelei recomandări. Fără să fac politică, după ce am avut recomandarea din partea Parlamentului European, a început nebunia aceea din România cu orele de sport care erau și nu erau. S-au adus la dar la anii de studiu. Iar ține de competența statului. Da, de la 3 ore, cel puțin 3 ore, care era recomandarea Parlamentului. Tot ceea ce înseamnă program școlar, curriculum național, organizarea sistemului de învățământ ține de competența statului respectiv. Este educația un domeniu unde se aplică principiul subsidiarității și deci deciziile se iau la nivel regional sau național. Nu se poate impune nimic de la... Pentru că educația, cultura fac parte din identitatea națională a fiecărui stat și... Desigur, au fost dezbateri și au fost dezbateri organizate cu elevi nu numai din România, din mai multe state membre. Dorința lor a fost să avem, să avem legislație europeană și în domeniul educațional, mai multă decât avem acum. Deci nu e numai o dorință a noastră, dar deocamdată e vorba de sensibilitatea statelor membre.